O nouă zi, o nouă poveste. Mergem să vizităm Madame Tussaud. Bine. Yeah. What a... Michael. Michael! Să nu vă mai certați câte secunde cântă fiecare pe melodie, da? Hai, te rog. Da, gata cu ce? Nu mai auzi nimic. Vă trimit în China acum și ce facem? Ne certăm aici? Aveți ceva aici, domnul Bău, deci nu... Puteți să vorbiți, nu știu, cu cineva de acolo, dacă se poate, că nu vreau să nu știți sau ceva. Acolo, să dea un subscribe, nu gândim nimic mai mult. Da, dați un telefon, dacă se poate. Will, în viață trebuie să fii puternic, să fii strong, man, trebuie să fii strong, niciodată să nu te lași. Când ai ajuns acolo, să mai împingi un pic limita aia. Dacă ai sărit 999 de garduri... Taylor, nu știu dacă știi tu, dar alături de mine poți ajunge foarte departe, poți ajunge chiar și în Billboard. Da, dar în Billboard ai auzit bine. Hai, bea-ți paharul și hai să mergem. Știi care e cea mai cunoscută replică din filme? Let's get out of here. Gata, băieți. De aici preiau eu. Puteți să mergeți. Bă, dar n-avea și DiCaprio loc, mă, pe scândura aia. Las-o, mă. Bă, pe bune, mă. Nu știu, ești... Pe bune, la... Bă, prietene, te știu de undeva, dar nu știu de unde te știu eu pe tine. A, tu ești ăla care cu muzica, mă, cu piesa aia. Acum un an de-a fost... Nu? Nu? Nu știu de unde, dar lasă că e bine, e bine. Faci foarte... Îmi place foarte mult de tine, te urmăresc pe Instagram. Chiar îmi place ce postezi și cu story-urile alea acolo. Da. Dar nu mă vede nimeni. Elvis, băi, eu cred că știu ce ți-ar trebui ție să rupi. Cred că ar trebui să cânti ceva mai mic. Știi, adică să cânt mai impostat așa. Cred că ți-ar prinde bine. Încearcă. Știu, mă, de unde te știu pe tine. Ești ăla cu formula magică, cu chestii de-astea, teoreme și... Fii atent, îți spun una tare. Formula magică este subscribe la Robert Toma. Deci nu, până la tine. Deci dacă s-a luat cineva de tine, vii și spui mie. Bă, unul care s-a luat, m-am de praful famă, praf. Deci praf, până la tine, toate până la tine. Faci și noi o poză, te rog. Și am ajuns și la târg. Primite în tramvaiul lui Moș Crăciun. Niște napolitane. Am ajuns la târgul de Crăciun, unul dintre târgurile de Crăciun. Asta este primăria, nu? Hai să vedem ce găsim pe aici. Este ceva, miroase ceva, miroase bine de tot. Uite! Ce e aici? Ei, da, cam asta înseamnă un adevărat târg de Crăciun. Trebuie să stăm la coadă. Nu e nicio problemă. Stăm la orice coadă pentru asemenea gogoși. Bă, și arată de... Nu vă dați seama cât de mișto e atmosfera aici. Hello! Hai, mă, nu e vorba.
altă nebunie aici. Vă spun sincer că m-aș fi aventurat pe patinele astea, doar că atât de tare mă dor picioarele la cât am umblat astăzi, încât e mai relaxant câteodată să privești. Lasă, data viitoare, data viitoare. Și uite așa ajungem la copacul iubirii. O să mă urc până în vârf. Și o să pun eu acolo o inimă, pentru că în vârf nu există nicio inimă. Uite, nu e nicio inimă în vârf, vezi? Este superb aici, sper că v-a plăcut. Noi o să plecăm spre cazare, pentru că ne-a luat un pic frig. Trebuie să și montez. Nu uitați, dați subscribe cu tot cu clopoțel și share-uiți cât mai mult să vadă cât mai multă lume. Și ne vedem la următorul vlog.